Prima întâlnire a avut loc la noi la studio, în momentul în care încă lucram cu Adi Sână. Și Oana a venit la noi la studio într-o zi de vară, era august, 30 august cred că era, și venise pentru că Adi o contactase să fie coregrafa Lidiei Buble. Și Oana venise în rol de coregrafă pentru Lidia. Eu eram cu Alexander afară în curte, colegul meu de trupă. Am văzut-o și l-am întrebat pe Adi, nu vrei să fie și coregrafa noastră? Da, a devenit coregrafa mea de viață. Cum ți s-a părut Bogdan la prima vedere? Un puști. Am zis, aoleu, chiar mă chemase la film și zic, mi-a scris, nu vrei să vii și tu la film? Și zic, în gândul meu, ce să fac eu la film cu tine? Nu! Da, după ne-am întâlnit la Media Music Awards și la Romanian Music Awards și acolo s-au legat lucrurile, da. Cred că ne-am îndrăgostit, nici nu știu ce a fost. Da. Cum zice Pepe, cred că m-am îndrăgostit.